Seria din acest an a dezbaterilor organizate de primărie cu principalele categorii socioprofesionale s-a încheiat. Ca să participe la ultimele două dezbateri, primarul Micu a renunțat să participe la ședința Asociației Municipiilor din România, trimițând-o în locul lui pe viceprimarul Roxana Iorga. Asta ar trebui să arate interesul maxim pe care domnul primar îl acordă consultării cetățenilor. Cât i-au fost de utile dezbaterile din acest an, doar domnul Micu poate spune. Privite din exterior, dezbaterile au fost doar o reprezentație dată de primarul Micu, având ca scop convingerea romașcanilor că dânsul știe ce să facă și că face. Puține au fost ocaziile în cele 6 dezbateri când primarul Lucian Micu a aflat ceva nou, ori a fost surprins de ceva. Dar există ca peste tot și în administrația publică locală o regulă a jocului de la care nu este indicat să te abați. Vreau să vă spun dacă toți suntem la întâlnirea cu dumneavoastră, persoanele de vârsta aceea, că din acest an am decis majorarea plafonului la tichete sociale la 1200 de lei și de asemenea și la gratuitățile pe transportul public tot la 1200 de lei. Pentru că în ultimii ani tot au mai crescut pensiile și nu se mai încadra foarte multă lume la vechile plafoane, astfel încât am luat decizia ca în acest an să avem o majorare a acestui plafon. La dezbaterea cu membrii Consiliului Seniorilor, o entitate înființată ca să amintească de sfatul bătrânilor dacilor de dinainte de cuceririle romane, s-au spus multe. S-a spus că unii își plimbă căței prin rondurile de flori plantate de primărie, că nu ar fi necesar un pasaj subteran prin fața halei din piață, că taximetriștii de la Bancpost nu curăță zăpada, că să nu se mai planteze arbori exotici și multe altele. Una peste alta, dezbaterile s-au încheiat. Ne-ar plăcea să se publice și o sinteză a problemelor rezultate din aceste dezbateri, eventual și un program de măsuri privind rezolvarea acestor probleme.